Cetățenii cu venituri mici pot cere ajutor pentru încălzirea cu gaze naturale, energie electrică sau cu lemne. La Slatina, dosarele sunt analizate la sediul Direcției de Asistență Socială, iar dacă solicitanții se încadrează în condițiile prevăzute de lege, primesc ajutorul de încălzire. Încă se primesc dosare a căror soluționare favorabilă va fi cu 1 decembrie. Față de anii anteriori, avem cu 45% mai puține cereri la încălzirea cu gaze naturale, cu 39% mai puțin la încălzirea cu curent electric și cu 28% mai puțin la cei cu care se încălzesc cu lemne, cărbun și combustibili petrolieri, alții decât persoanele de la ajutorul social. Potrivit conducerii Direcției de Asistență Socială, numărul solicitărilor este cu mult mai mic față de anii anteriori. Iată care este motivul. Ne mai crescând plafoanele de venit până la care se încadrează acordarea de ajutor de încălzire, adică acel plafon maxim de 615 lei pe membru de familie, dar crescând veniturile persoanelor, normal scade numărul de beneficiari. Solicitarea subvenției se face la sediul Direcției de Asistență Socială din Slatina, din strada Frații Buzești, în orașul de jos. Cele mai multe cereri au fost înregistrate pentru încălzirea cu gaze naturale. Avem la această dată 175 de persoane care au solicitat acordarea pentru încălzirea ajutorului cu gaze naturale în acest sezon, cei care vor beneficia începând cu 1 noiembrie, 31 dintre cei care vor beneficia de încălzirea locuinței cu curent electric și 5 persoane care vor beneficia de lemne, cărbun și combustibili petrolieri. Valoarea subvenției este la fel ca anul trecut, iar veniturile până la care se acordă sprijinul financiar sunt, ca și până acum, de cel mult 615 lei pe membru de familie.